Aș reveni puțin la discuția pe care ați avut-o cu domnul Câmpeanu. Spuneați că nu este, poate, ajutat așa cum ar trebui să fie ajutat actualul ministru de către guvern. Va da de înțeles, domnul Câmpeanu, acest lucru, că nu ar fi ajutat așa cum trebuie? O să vedem în lucrurile concrete. Dacă solicitarea de creștere a bugetului educației va fi realizată în cuantum efectiv, foarte important, așa cum și-au asumat public, și în ce manieră din Planul Național de Redresare vor primi bani suficienți. S-a solicitat creșterea alocării bugetare pentru bursele elevilor. Vom vedea și lucrul ăsta. Dacă vor crește salariile profesorilor, vom vedea și lucrul ăsta. Adică sunt lucruri elementare. Noi din educație, și aici mă includ și pe mine și pe ministrul educației, noi care lucrăm în domeniu știm care sunt nevoile. Ele sunt aceleași, da? Ele se repetă de la an la an. Există anul unde se alocă mai mult și anul unde se alocă mai puțin. În 2020, România a avut cel mai mic buget pentru educație din ultimii ani. Adică asta e dovada politicii de dreapta. Vom vedea și acum, bani trebuie să existe și banii trebuie să fie cheltuiți eficient, transparent și corect. Vom vedea. Eu sper ca la finalul zilei să se întâmple lucrurile acestea, dar din nou apar discrepanțele astea. Ministrul Educației vorbește de redeschidere, Ministrul Sănătății vorbește despre problemele unei redeschideri. Și cum spuneam mai devreme, eu cred că e o competiție, adică un pic, da, o competiție anormală într-un guvern de coaliție, ceea ce mi indică mie și cu riscul de a fi așa puțin repetitiv pe mesajul acesta. Da, parcă revăd CDR. Ori eu sper sincer să nu ajungem acolo, pentru că nu e vorba de, nu știu, de mine ca și social-democrat sau de dumneavoastră ca și jurnalist. E vorba de noi toți și impactul pe care îl poate avea un guvern slab asupra tuturor este enorm.